Salutare, salutare, doamnelor, domnișoarelor, domnilor și domnișorilor! Eu sunt Madalin, iar acest episod este dedicat pasionaților de Minecraft, episod prin care îmi doresc să vă prezint 5 moduri care merită încercate măcar o dată. Not enough items. Minecraft este un joc foarte complex, așa că acest mod vă oferă un sistem mai avansat de gestionare a inventarului, dar și o carte cu rețete de crafting. Dacă vă este frică de întuneric, aveți posibilitatea de a modifica timpul zilei și starea vremii. GalacticCraft. Dacă vrei să te simți ca Neil Armstrong, instalează-ți acest mod. Îți va permite să creezi o rachetă ce te va trimite pe lună. Pentru a supraviețui, trebuie să construiești generatoare de oxigen și măști. Atenție! Nu ești singur pe lună. Zan's Minimap Mod. Chiar dacă în Minecraft îți poți construi propria hartă, aceasta este banală și lipsită de detalii. Zan's Minimap Mod îți oferă o hartă mult mai bine realizată, care îți arată unde sunt inamicii, îți permite să marchezi locuri de interes și îți permite să vezi unde ai murit ultima oară. Pixelmon. Dacă ești fan Pokémon, acest mod este pentru tine. Vei avea ocazia de a-ți crea propriile Pokémingii și de a te distra cu sute de creaturi Pokémon. Jocul are și un sistem de lupte între creaturi, acesta fiind cel clasic cu care ne-au obișnuit jocurile Pokémon. Buildcraft. Având în vedere că jocul Minecraft are la bază strângerea de resurse și folosirea acestora pentru a construi lucruri, un mod precum Buildcraft este foarte bine primit. El permite automatizarea proceselor de minerit, astfel încât să te bucuri de resurse, fără a munci la fel de mult. You lazy boy! Cam atât pentru astăzi. Dacă vreți să fiți primii care află cele mai tari informații despre jocuri și calculatoare, apăsați chiar acum butonul de abonare la canalul nostru.